Situația pandemiei de coronavirus a speriat o țară întreagă, iar autoritățile anunță cu surle și trâmbițe valul 5 al pandemiei. Cu toate astea, a fost programată a 7-a ediție a Festivalului Untold, care va avea loc la Cluj-Napoca între 4 și 7 august, au anunțat organizatorii într-un comunicat oficial. Deși România se numără printre țările cel mai puțin pregătite pentru valul 4 al pandemiei de COVID-19, dacă ne uităm la ritmul alert al infectărilor din ultimele zile și la rata tot mai redusă de vaccinare, asta nu a împiedicat autoritățile să dea frâu liber organizării celor mai mari festivaluri de muzică în aceste zile. Păi, vorbim de Festivalul Untold și avem bătrâni care se duc câte unul, câte unul. Avem bani pentru antolduri, dar nu avem bani pentru pensii. Nu mi se pare corect, în plină criză, în valul 4, ne îndreptăm spre valul 5, dar organizăm antold unde se știe la nivel național că antoldul e unul dintre cele mai mari concerte de la noi din țară. Se organizează dacă nu mai e pandemie. A fost al lui Boc și Boc cine este? A adus profit orașului. Untold, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, își va deschide porțile și în 2022. Organizatorii au început deja pregătirile pentru cea de-a 7-a ediție, care va veni cu povești și personaje noi.